fetiță, da. Cu drag! Ei, fetiță mică, ce frumos! Cum te cheamă? Sara! Mamă, ce veselă ești! Bravo! Na, suntem și noi două, trei voci în plus, care să strigăm împreună, facem spitale publice din bani privați. Salutare, oameni buni! Suntem la Fundeni, în curtea Institutului Clinic Fundeni și astăzi am avut o acțiune foarte interesantă aici, de care eu m-am bucurat foarte mult. Cei de la Big Up Music, uite, sunt în spate, Boier Bibescu, este Teo Rose, a fost și Bogdan de la Ploiești cu noi pe secție. Cei de la Big Up Music s-au alăturat nouă, celor de la spitale publice din bani privați. Au venit pe secție, am fost pe hematologie pediatrică la etajele 6 și 7, am fost pe secțiile de dializă, am fost la nefrologie pediatrică. Au venit să dea niște cadouri copiilor internați acolo. Știm că în decembrie s-au desfășurat foarte multe acțiuni aici, foarte multă lume avem cadouri pentru copii. De-aia noi venim în ianuarie, pentru că noi suntem un pic altfel. Am venit în ianuarie, iar cei de la Big Up au adus câte o tabletă pentru fiecare copil ca să le facă vizualizări pentru muzica lor. Nu glumesc, ca să se uite copiii la ce vor ei. Pentru că o tabletă merge și pentru un copil de 5 ani și pentru unul de 15 și pentru o fată și pentru un băiat. Asta e acțiunea pe care am făcut-o. Big Up se alătură spitale publice din bani privați. Asta e foarte important. O să ne susțină și o să tragă și ei la această căruță. O să încerce să promoveze numărul de SMS și așa mai departe. Mulțumim, Big Up! Uite aici și tot am vorbit aseară de Vendeac. Asta este semnul nostru de recunoștință așa pentru el. A, ce tare! I-am pus că asta e de pe cartea cu mama. Da, da, că da, e practic el cu cartea adunat, nu știu. Vorbim de nefrologie pediatrică. E gata, copiii se mută cam într-o săptămână. Am făcut de la A la Z, adică ai făcut tot. Am construit băi, am renovat absolut tot, absorbind tot. Deci băi nu existau, băi existau pe pol. O baie de fete și o baie de băieți, la care mergeau și copiii și aparținătorii, părinții, cum ar veni, știi? Sunt televizoare în absolut toate secțiile. Și televizoare câte două, câte trei, cât să vadă fiecare din patul lui, știi? SMS la 8845 sau la 8864, cu textul facem. Să vii aici, la Fundeni, și să vezi toți copiii ăștia, să-i cunoști, e impactant. M-au impresionat mai multe dintre cazuri. E foarte greu. Copiii, cei mai mici, nu conștientizează, cei mai mari sunt conștienți, dar parcă încearcă să ascundă chestia asta, să-și ascundă durerea și gândurile. În schimb, părinții sunt cei care te impresionează cel mai tare, pentru că suferința cred că e dublă pentru copiilor. A fost greu să ne stăpânim, a fost copleșitor să-i vedem, dar asta e o experiență de avut pentru oricine, fiindcă te face să uiți de orice alte probleme mai ai tu sau crezi că ai avut vreodată pe lumea asta. Știi vreo melodie de la Andy Sevi? Știi un pic? Că știu și eu. Cântăm ceva amândouă să-i trimitem? Da? Inisebi, stai așa, să-i zice mai întâi. Inisebi, de aici de la Fundeni, o dedicație specială pentru tine, oriunde ai fi în momentul ăsta. Hai! Și Inisebi, panaramo, locul 1 la vrăjeală, din fetele la mine ca în tabăra de vară. Îmi place de tine, n-ai vrea să fii profesoară, biologie sau chimie? Să ne... Din noi știu. Nici eu. La revedere! Bună! Ce băieți frumoși! Nu? Ce faceți? Sunteți bucuroși? Normal că sunt bucuroși. Ați primit tablete? Că l-o cunosc pe Bogdan. Ești fericit că ai primit o tabletă? Da. Da? Ce o să asculti acum pe tabletă? Teoros. Nu, nu de asta am întrebat. Zici tu Teoros fi urât, da. Zici tu Teoros fi urât, da. Putem să ne cântăm și nouă, că vă ascultăm cu drag. Da? Dacă îmi ziceți ce melodie vreți să vă cânt, eu vă cânt un pic. Că n-am venit degeam. Da? Ce? Ce melodie? Ce ați ascultat mai devreme? Cămașa. Cămașa? Calcăm așa lui care are nevoie de ea, acum și eu am nevoie de el pentru a te uita. Calcăm așa lui, mă sună să pregătesc, dar eu fac și nebunesc. Calcăm așa lui, dar la ce bun o mai calcă, el va pleca și eu voi plânge în cămașa ta. Spune-mi tu iubire, de ce mă biciuiesc, că am obosit să te iubesc. Bună, bebe! Bună, mami! Am venit să vă vedem și să vă lăsăm un cadou. Sumă! Pentru voi.
Cum te cheamă? Cum îl cheamă? Nicolas. Nicolas? Să fii sănătos, tu și mami. E nimic, puiul. Mami, să știți că aici aveți o tabletă. O să crească el și o să uite la desene. De fapt, că să uite și acum, nu? Da. La desene? Te uită la desene? Te uiți? Uite. Sunt din tot sufletul alături de această campanie și vom face tot ce ne stă în putință să îi ajutăm pe acești copilași. Nu sunteți de acolo, din Prahova, da? De la Mizil, o comună lângă Mizil. Am înțeles. Lângă mine, mâna, să fii sănătos, băiatul meu. Da? Te faci bine, da? Așa vreau. Din Crivina, de la mine de acolo? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Tania Ioana Angel, da, e... Și auzi, Tania Ioana Angel, câți ani ai? Câți ani ai? Spune, fac 3 pe 28 ianuarie. Și eu am o fată tot de 3. Fetița mea are 3 ani și jumătate, deci e mai mare ca tine. Crede-mă. O cheamă Smaranda. Mai am una mică, o cheamă Ilinca și are 2 luni. Bună! Am venit cu niște cadouri. Păi și deranjăm, dar vă facem un cadou. Și eu pot să zic să cum să nu? Păi de-aia suntem aici. Stai acolo cu bine, lângă tine. Stai acolo lângă tine. Stai acolo lângă tine. Stai acolo lângă tine. Stai acolo lângă tine. Uiteți, am adus un cadou. Să-i faci și rugare. Mulțumim frumos. Să fii sănătoși. Cum te cheamă? David. Ești foarte cool, da. Să știți că e foarte mare fan de al noastră. Să rămână. Mărește tot. Mulțumesc. Da, mamă. Ce zic? Mulțumesc. Să fiți sănătoși. Doamne ajută. Doamne ajută să fim bine. Să fiți. Deci suntem implicați de mult în inițiativa Spitalei Publice Limba în Privanție. Pentru prima oară când venim aici la Fundeni să vedem ce s-a întâmplat, să vedem etajul 7 complet renovat, să vizităm copiii și a fost o experiență extrem de emoționantă. Am văzut poate cele mai emoționante lucruri pe care am văzut în viața mea, copiii care se luptă pentru viața lor. Cu toții s-au bucurat, i-au văzut pe Teo, pe Bogdan. Cred eu am reușit pentru câteva minute să le repunem zâmbetul pe față. Și asta sperăm să facem în continuare. Ce vă vrem sănătate, Armini? Și să ne facem nimic, să ne rugăm pentru voi. Ia uite ce avem aici, o fetiță frumoasă. Cum te cheamă? Sofia o cheamă. Sofia, ce faci, Sofia? Cei de la Big Up Music s-au alăturat nouă și sunt deja de ceva vreme alături de noi și astăzi ne-au însoțit să împărțim cadouri copiilor de pe mai multe secții. De fapt, toți copiii care sunt internați la Fundeni au primit astăzi câte o tabletă. Le-am arătat și lor pentru că nu mai fuseseră secțiile pe care le-am renovat, unde am terminat. Tocmai am finalizat secția de nefrologie pediatrică. Suntem în ultimele amenajări cu televizoare și tot ce mai trebuie. A ajuns și mobila. Le-am arătat și secția de hematologie pediatrică. Le-a plăcut foarte mult cum sunt pereții, după cum puteți vedea în imagini. Sticăre pe toți pereții, fiecare salon are baie proprie pentru copii. Cât de curând urmează să dăm startul lucrărilor la secția de chirurgie, aici la Fundeni, la etajul 1, unde vom renova toată secția așa cum am făcut de la zero la hematologie și la nefrologie pediatrică. Cred că toți oamenii ar trebui să doneze pentru astfel de cauze și cu atât mai mult cred că ar trebui să doneze oamenii, părinții de copii, care au copii sănătoși acasă. Pentru că se poate întâmpla oricui, nu contează cine ești, de unde vii, așa ceva se poate întâmpla oricui, oricând și evident atunci când îți duci copilul la un spital, vrei să aibă toate condițiile, iar spitalul ăla să aibă toate dotările ca copilul tău să fie tratat corespunzător și să fie îngrijit bine.